Girafa se mută. Scrisă de Guido Hammesfahr și ilustrată de Marcus Zöller. Girafa trăia dintotdeauna în savana africană. Acolo se născuse și acolo se simțea în largul ei. Totuși, într-o bună zi a simțit că ar vrea să mai vadă și altceva. Este timpul să schimb peisajul, a spus ea și a pornit la drum. A ajuns la un râu unde a putut să-și astâmpere setea. În mijlocul apei stătea un crocodil care a întrebat-o. Încotro vrei să te duci, frumoasă girafă? Încă nu știu prea bine, îmi caut o nouă locuință, a răspuns girafa. Eu am cea mai frumoasă locuință din lume, a spus crocodilul. Vino aici, în albia râului, unde vei putea să te odihnești și te vei simți foarte bine. Dacă nu deranjez, aș rămâne cu plăcere, fiindcă sunt foarte obosită, a spus girafa și a coborât în râu lângă crocodil. În dimineața următoare, crocodilul a strigat. Ai văzut ce minunat este aici la mine? Nu trebuie să merg la piscină, iar hrana îmi înoată drept prin fața botului. Ai dormit bine? Nu, a răspuns girafa. Mi-a fost cam fric și, în afară de asta, eu sunt vegetariană. Vege ce? A vrut să știe crocodilul. Nu mănânc pește și niciun fel de carne, i-a explicat ea. Dar îți mulțumesc mult pentru ospitalitate. Acum trebuie să plec mai departe, căci va trebui să-mi caut în altă parte o locuință. La revedere! După ce a umblat mult timp de colo-colo, girafei s-a făcut foame și a ronțăit câteva frunze dintr-un copac. Încetează! Nu ți-e rușine! Ce faci aici? A strigat o pasăre micuță care zbura furioasă în jurul capului ei. Sunt în căutarea unei noi locuințe și mi s-a făcut foame, a răspuns girafa. O, n-am mai auzit o prostie ca asta, a spus supărată pasărea. Eu mi-am făcut aici cuibușorul meu cea mai frumoasă locuință din lume și tu aproape că mi l-ai distrus. Vai, îmi pare rău, n-am vrut să fac asta, și-a cerut scuze girafa. Scuzele girafei au liniștit-o pe păsărică. Nu e nimic, a ciripit ea. Poți să rămâi aici la mine peste noapte și eu o să-ți cânt cântecul meu preferat. Așa că girafa și-a culcat cu grijă capul alături de cuibul păsării. Pasărea i-a cântat și i-a spus povești până când s-a făcut noapte. De cum a răsărit soarele, pasărea a început iarăși să ciripească. Draga mea, girafă, nu e așa că e aici este minunat de frumos? Ai dormit bine? Nu, din păcate, a căscat girafa. Frunzele îmi foșneau chiar în urechi și, de obicei, îmi place să dorm până ceva mai târziu. Îți mulțumesc mult pentru invitație, însă acum trebuie să-mi caut altă locuință. Pasărea îi povestise despre Marea cea Mare. Acolo dorea să ajungă girafa, fiindcă ea nu văzuse marea niciodată. După o călătorie obositoare, a ajuns pe coastă. Ce frumoasă este această întindere de apă, a spus ea mulțumită și s-a așezat pe o piatră mare de pe plajă. Hei, ce înseamnă asta? S-a auzit deodată un strigăt și piatra cea mare pe care stătea girafa a început să se miște. O, scuzați-mă, n-am vrut să vă deranjez, a spus surprinsă girafa când și-a dat seama că se așezase pe o broască țestoasă. Îmi caut o nouă locuință și așa am ajuns aici. Locuința nu trebuie căutată pe undeva, trebuie să ți-o porți în spate, atunci ești mereu acasă, a spus broasca țestoasă. Doar ai noroc, nu departe de aici este o locuință care s-ar putea să ți se potrivească. Vino după mine! Broasca țestoasă a pornit la drum și girafa a urmat-o.
După un timp, au ajuns la ceva ce semăna cu o coajă de nucă de cocos uriașă. Așează-te pe nisip, o să te ajut să intri în noua ta casă. Girafa a ascultat-o și broasca țestoasă a împins coaja de nucă pe spinarea ei. Noapte bună, somn ușor! Când girafa s-a trezit în dimineața următoare, a trebuit mai întâi să se întindă tare. Și atunci, noua ei casă a căzut în apă și a început să plutească. Ei, ce să vezi, este cumva o barcă? S-a întrebat girafa uluită. Poate e chiar o șalupă dormitor? Căci am auzit că pe o astfel de șalupă te poți simți ca acasă. Așa că s-a urcat în ea și a pornit în largul mării. Deodată, vântul a început să sufle mai tare, valurile se înălțau tot mai sus și barca se legăna dintr-o parte în alta. Girafei a început să-i se facă rău. Chiar atunci, lângă barcă, s-a ivit o balenă uriașă. Încotro ai pornit?" a întrebat ea. Îmi caut o nouă locuință," a răspuns girafa, dar aici totul se clatină prea tare." Marea este casa mea!" a strigat balena. Ce frumos, dar eu mi-aș dori să stau iarăși cu picioarele pe pământ!" a spus girafa. Fii liniștită!" a spus balena. Știu ce e de făcut! O să-ți arăt drumul!" S-a prins de barcă și a dus-o în siguranță la țărm. Girafa s-a dat jos din barcă, s-a întins numai decât pe plajă și a adormit. După un timp, a simțit că cineva se împiedică de ea. E totul în regulă, signorina?" a întrebat măgărușul care se oprise lângă ea. Îmi caut o nouă locuință," a spus girafa, dar mai întâi n-ar fi rău să găsesc ceva de băut." Măgărușul a scos un răget. Ihoho! Știi unde se găsește cea mai bună apă din lume? Urmează-mă, te rog!" Măgărușul a condus-o spre un izvor și pe drum a sporovăit tot timpul, ceea ce a cam obosit-o pe girafă. Mulțumesc, apa este într-adevăr foarte bună," a spus ea după ce a băut din izvor. Dar acum îmi doresc o liniște de plină. Până aici am făcut o călătorie plină de peripeții." O, înțeleg, deoarece eu am cele mai lungi urechi din lume, știu că liniștea de plină poate fi găsită în munți," a spus măgărușul. Trebuie să o iei pe aici." Și-au luat rămas bun și girafa a urcat în munți. În munți era o liniște binefăcătoare. Oare ar fi bine să aleg acest loc pentru viitoarea mea locuință?" s-a întrebat girafa. Dar, după un timp, liniștea a început să o apese. Nu vedea acolo pe nimeni cu care să poată să stea de vorbă. Nu, nici aici nu este un loc potrivit pentru mine," s-a gândit girafa. Am încercat atât de multe locuri de trai. Fiecare este frumos în felul lui, dar niciunul nu este potrivit pentru mine. La crocodil era prea multă umezeală, la păsăre prea mult zgomot, sub carapace prea strâmt, pe mare prea mișcător. Acum se gândea îngrijorată la ce îi va aduce ziua de mâine. Dis de dimineață, girafa a coborât din munți și a ajuns într-o vale frumoasă prin care șerpuia un râu. În râu înnota un castor cu familia lui. Scuzați-mă, vă rog, caut o nouă locuință. Locuiți în mijlocul râului?" s-a interesat girafa. O, nu, nu, noi locuim în adăpostul nostru!" a răspuns castorul. Are intrarea în apă, dar înăuntru este uscat și este foarte stabil. Ni l-am construit singuri." Auzind toate astea, girafa a fost impresionată. Aveți o priveliște tare frumoasă. Mă închipui foarte bine locuind aici," a spus ea. Dacă vrei, putem să te ajutăm," a spus castorul. O să construim un adăpost de girafă."
Așa că girafa și-a construit împreună cu castorii o nouă locuință, liniștită, dar nu prea tăcută, comodă și aerisită, dar nu prea strâmtă, cu vedere spre râu și loc pentru oaspeți. Iar când locuința ei a fost gata, i-a invitat acolo pe toți cei cu care se împrietenise în timpul călătoriei și au făcut o petrecere grozavă. Sfârșit.